alimentele pe care vor să ni le impună globaliștii. Doamnelor, domnilor, au ajuns și în România, vedeți chiar acum aceste imagini. Insecte cu cartofi, mazăre și fasole. Meniu cu lăcuste. Doamnelor, domnilor, vedem imediat toate imaginile, le vedeți în aceste clipe, pe ecran. Vreau să vedem și următoarea imagine cu stop cadru, ca să vedeți ce ne-au pregătit. Făină proteică din greieri pentru gătit și copt. Sună foarte bine, domnule Vișan, nu? Ce ne pregătesc, dar stați, da, că asta nu este tot. Deja da, se pot achiziționa. Haideți să vedem în continuare ce altceva putem să mai cumpărăm deja. Da. Următoarea imagine, haideți să vedem. Cu greierii crocanți prăjiți în caramel sărat. Vedem imediat. Lăcuste, de asemenea, putem să cumpărăm. Baton din făină de greier cu aromă de ananas, de asemenea. Doamnelor, domnilor, astea sunt delicatesele pe care le pregătesc. Uitați, doar 30 de lei. Nu, nu sunt delicatesele, trebuie să înțelegeți. Aceasta va fi probabil mâncarea uzuală, în opinia neomarxiștilor și a noi ordin, dacă vreți, care te va scăpa de poluarea prin consumul cărnii de vită și nu numai, că și găinile o să vedeți că poluează, baton din acela, și puii poluează. E și cu aromă de ananas. Și acela din cine va dori să mănânce ceva carne, va trebui să mănânce ceva carne de insectă. De ce asta? Pentru că este în felul ăsta, obligându-te să-ți schimbi, dacă vrei, tot comportamentul, tot meniul și așa mai departe, și să mănânci ceea ce niciodată omul nu a mâncat, pentru că ei, în istoria mâncat. Lui, poftim? Ei, n-a mâncat. Cum? Insecte? Dom'le, ați mâncat dumneavoastră? Mata la Slatina, acum, așa, nu știu, 40... Dumne, nu vorbiți la Slatina, 40, că am făcut-o la Dej. Mai mâncat, dumne, eu la Slatina, la tine, la Oltene, acolo așa, am făcut-o. Cu cocoși am făceam armat. Și ce? Păi, nu, e adevărat că nu mâncam, dar în ciorba de fasole, dacă mai era un gândăcel, îl dădeai deoparte frumos și mâncai mai departe. Una peste alta nu era meniul zilei. Acum meniul zilei va fi format din greieri. Am o singură întrebare. Da. Face bine la glicemie insectele astea? Sau... Bogdan, tu poți să încerci. Da. Tu poți să încerci. Eu n-am problema asta. Dar una peste alta, eu cred că... Care este? Eu cred că asta este o mare gogoriță. Faptul că dacă tai toate vacile și nu se mai băz vacile, că nu mai există, atunci nu mai flatulează, adică nu se mai băștesc. Da? Atunci ai scăpat omenirea. Culmea este că Europa noastră are doar 7%, înțeleg, din poluarea totală globală, iar restul țărilor, poate nu Canada, Australia, că și ei sunt cam pe linia asta, duși cu capul, râd cu, și cu, cu fundul de noi. Cum ar fi, de exemplu, India, cum ar fi, unde, dacă le omor vacile, ai al șaselea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea război mondial odată. Set greier, da? Prăjiți, crocanți, Bogdan, cum putem, cum putem să gândim atât de idiotește? De chestiunea asta. Eu nu cred că insectele păi de asta sunt făcute. Vor lua locul mâncării obișnuite a oamenilor. Ba nu, de asta sunt făcute. Eu cred. Domnilor, doar două secunde, vreau să vă arăt. La Davos a spus foarte clar lucrul ăsta. Asta vreau să vă dau. Haideți să comentăm imediat legat de ce spuneați, domnule Chiriac, Forumul Economic Mondial care propune aceste insecte ca fiind alternativa la vacă, porc, mâncarea viitorului. Sigur că exact asta e mâncarea viitorului. Haideți să vedem acel material de la Forumul Economic Mondial, care e mesajul. Îl vedem chiar acum. Și e și singur acolo, Bogdane. Da. Haideți, când ne pregătim materialul, e un material cu tremurător. Păi și ăștia de la protecția consumatorului, de ce i-a mai luat pe indivizii ăștia de pe sudul litoralului, le-a închis magazinele, că aveau insecte, aveau asta. Tocmai, deci erau pro-europeni. Tocmai s-a luat o decizie. Erau la acela. Haideți să vedem materialul, l-avem pregătit chiar în aceste momente. Vărsat. Haideți să vedeți care este de fapt planul, domnilor, și comentăm. Gândacul din bucătărie, nu-l omorâți, mușați-l. Gândacul din bucătărie, lăcusta, deocamdată văd că până una alta putem să le cumpărăm, uitați. Foarte apetisante, crocante, greu Eugen Kelemen. Uite, mă adresez dumneavoastră, e șeful, ca să știe lumea, e un șef pe aici, nu e mai mare așa. Dom'le, aduceți dumneavoastră o pungă de insecte aici în fiecare zi, pe farfurie, și cine dorește să guste, să guste, dom'le.
Da? Adică, uite, de la magazinul ăsta, hai să comandăm și noi la România TV mâine seară sau când asta și zicem, bă, cine vrea să mănânce insecte? Poate sunt dintre noi care... Eu nu vreau, e, de exemplu. Domnul... Imediat vă las, domnule Harnace, vreau să vedem acest material, e foarte important, să vedem care sunt planurile, de fapt. Haideți! Da, vom comenta imediat și despre aceste incendii. Eu repet, vreau să vedem acest material, să vedeți până la urmă care este de fapt discuția de la Forumul Economic Mondial, de la Davos, care spune foarte clar, nu mai putem să mai trăim pe această planetă pe termen lung cu stilul pe care îl avem în acest moment. Trebuie să mergem către insecte. Despre asta este vorba, domnule Harnace, domnule Chiriac. Asta e de fapt ceea ce se întâmplă. Eu cred că la toată orgia gastronomică pe care ați prezentat-o mai devreme, lipsește o insectă extrem de importantă pentru România, și anume gândacul croitor. Fiindcă, dacă țineți minte, gândacul croitor a dus la oprirea lucrărilor autostrăzii, mari autostrăzi, noua minune a lumii, care o ia de la Pitești, o duce la Sibiu. Mai țineți minte? Da, că din cauza... Eu zic că ar trebui ăla pus în punguliță, fiindcă dacă îl mâncăm, poate în felul ăsta domnul Grindeanu poate să facă și el mai mulți kilometri de autostradă. Bun, nu? Haideți, până la urmă, haideți să vedem acest material eu care vă tot vă ameniți. Grindeanu nu face autostradă nici pe... Dacă da, haideți, pe vedem chiar acum acest material. Insectele ar putea în curând să apară în meniurile restaurantelor din Europa. Europa a declarat viermii de făină siguri de mâncat. Larvele sunt bogate în proteine, grăsimi sănătoase și fibre. Pot fi transformate în făină pentru pâine sau biscuiți. Sau ca un înlocuitor al cărnii pentru cărnați. Insectele nu sunt doar hrană pentru animale. Putem să le mâncăm și noi. Insectele au devenit un trend. Dieta vesticilor trebuie să se modifice și, cel mai important, să înțelegem că insectele sunt naturale, sunt normale. E modul în care trebuie să ne hrănim în viitor. Mai mult de 2 miliarde de oameni mănâncă deja insecte în mod regulat. Ne confruntăm cu mari provocări globale. Oamenii nu cred că pot face o schimbare. Dar de fapt chiar poți, pentru că este necesară. Trăim vremuri în care suntem 9 miliarde pe planetă și să mâncăm insecte ar fi o schimbare fundamentală de făcut pentru a trăi pe această planetă. E o schimbare fundamentală, domnilor. Greu. Formă economic generația noastră va înghiți greu. Îmi spune un domn doctor în care am mare încredere, cunoscut, nu-i spun numele că-l bag la vedea. O problemă cu insectele, o discuție apropo de eventuala legătură dintre chitina insectelor și cancere. Chitina spun, sau creatinina? Nu știu, așa nu mă pricep, așa mi s-a spus. Înțeleg că ele sunt foarte dăunătoare sănătății oamenilor, că altfel s-ar mai fi mâncat. Așa e și carnea roșie, să știi. Întreabă-l pe doctorul tău. Nu știu. Nu vreți să ne lămurați cu domnul Ciuhodaru, dacă Bogdan, sunt uite, sau nu? Bogdan, facem următoare. Domnul Visticianu, când mai aveți? Deci ne invitați pe mine și pe domnul Bogdan. Da. Pe cuvântul meu, cu o farfurie de insecte de astea crocante, de la trecute prin... Aveți această curiozitate, domnul Dușan, da, sincer? Da, vreau să văd dacă Bogdan... Eu nu am această curiozitate. Vreau să ne explice domnul Ciuhodaru că e și la Parlamentul European. Domnule, sunt bune insectele astea, domnule doctor, că nu... Ca să lămurim și pasta, care deja se comercializează. Dacă sunt bune de mâncat. De mâncat, în sensul ăsta, da. Dumneavoastră, vă înscrieți, domnul Ciuhodaru, mâncați? Haideți să-i spunem, domnule Chiria, că era interesat de glicemia. Ne uităm pe DigiSante, pe site-ul Comisiei Europene. Pe domnul Chiria, că tot vă place pe acolo. Uitați-vă pentru dumneavoastră. Sunt bogate în proteine și reprezintă mai puțin de 1% din amprenta de carbon animalelor. Atenție, da? Sunt alternativa alimentară ideală care facilitează trecerea la o alimentație sănătoasă și durabilă și contribuie în mod pozitiv numai la sănătatea noastră, ci și la cea a mediului și prin urmare a viitorului nostru. Acum ați nevoie că sunt deja... La Bruxelles, la restaurantele de fructe de mare vă servește și melci. Lumea mănâncă și melci. Dar nu insecte. Nu? În chestia. Când o pune și insecte și ăsta și la Paris, o să vină moda și la București. Deci eu nu mă las până nu aduceți-o. Dar nu e vorba de vorba, de orientare pe ceea ce se va întâmpla de acum încolo. Că pentru că am văzut că se alocă fonduri importante la nivel european pe cercetare și dezvoltare pe acest domeniu. Cred că unele dintre ele în detrimentul ceea ce înseamnă agricultura tradițională, ați reținut ideea cu 1% amprenta de carbon. Iar pe de altă parte se spune, și a spus-o doamna Germini de la Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară, cea care de altfel a aprobat aceste insecte să intre în programul de marketing, că fondurile alocate și programele de dezvoltare prin
startup-urile europene, vor ajunge undeva prin 2025, atenție, la 4 miliarde, la 4 miliarde de euro. Acum ne gândim și la această miză economică, e extrem de importantă și mai sunt încă 11 care urmează să fie aprobate. Și uitați, dacă mă întrebați cum se face acest lucru... Vă rog, domnule doctor. Cum se face? A fost o firmă care a cerut să fie, aprobat inițial viermele acelea de făină. Bun, am fost cu el la Comisia Europeană, ea l-a trimis la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, că și insectele alergene trebuie etichetate, iar pe de altă parte, atenție, s-a făcut după obținerea acordului statelor membre. Mă întreb și eu cine a fost de la noi ca să obțină acest acord. Cred că domnul Daia n-a fost pe acolo. O să-l difuzăm și pe domnul Daia să vedeți reacția domnului Daia, dar vreau să vedeți ce spune și Marius Tudor, consilier în Parlamentul European, despre insecte, acest plan de care aminteați și dumneavoastră, domnule Ciuhodaru, acea firmă olandeză, firma olandeză, da, de fapt, care produce aceste insecte pentru Europa, ce se plănuiește? Haideți să ascultăm și comentăm imediat. E o poveste cu rădăcini la începutul anilor 2002-2003, atunci când pentru prima dată în istoria Parlamentului European, pe masa eurodeputaților, a fost pusă o rezoluție prin care atunci se încerca oarecum includerea pe piață a acestor viețuitoare, lăcuste și larve. A luat ființă o companie care se numește Fair Insects, care are sediul în Olanda. Iar această companie se ocupă strict cu producerea de ingrediente bazate pe insecte. Apoi au urmat câțiva ani în care această companie a trebuit să vină la ordinul cuiva, nu știu acum, cu studii. Cu studii ale genotoxicității larvelor și lăcustelor. Să vedem, domne, dacă se pot sau nu consuma în spațiul public. După 5-6 ani, da, vine rezoluția Parlamentului European. În februarie 2022 este cea mai recentă rezoluție a Parlamentului European, care nu spune doar că acest gândac poate fi consumat, ci spune așa, că pe piața alimentară internă, da, din spațiul Uniunii Europene, se poate consuma și soia, dar și fasole modificată genetic, adică artificială, făcută pur și simplu în laborator. Și acolo, în rezoluție, există un text foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere. Spune așa, că în contextul crizei alimentare care se preconizează, iată că mi se dă un semnal că la nivelul Uniunii Europene, cetățenii se vor confrunta probabil în perioada următoare cu o criză alimentară. Din acest motiv, probabil vedem în marile lanțuri de magazine că se raționalizează alimentele, cum ar fi uleiul, carnea de porc și de alte feluri, zahărul și făina. Da, ministru Petre Daia intervine chiar acum. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Au ajuns, ați văzut și dumneavoastră, acești greieri prăjiți în caramel, au ajuns deja pe piața românească, insecte cu cartofi, lăcuste. Domnule ministru, dumneavoastră v-ați opus, dar pare că încetul cu încetul, peste voia dumneavoastră, aceste tipuri de, acest nou tip de alimentație pare să fie impus. Poate nu atât de puternic încă în România, dar pare că asta este direcția, domnule ministru. Primul rând, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre și salutul de respect pentru cei ce aveți în studio, dacă aveți, sau prin legătură telefonică, ca și pe mine. Sigur că putem interpreta în fel și chip, dar în orice caz trebuie să ne gândim la faptul că românii în general, omul în special și pro cuvânt cei ce astăzi se uită la televizor, de multe ori se închină spunându-și singurii și afirmând în disperarea aceasta a momentului, Doamne, unde am ajuns? Căutăm greierii pe care îi striveam în momentul în care îi vedeam într-un loc sau altul, căutăm lacustele care în norul pe care îl prinde în zborul lor se așează pe culturii și să mănânce ceea ce găsește
ieșit din rotul pământului și acum iată că este soluția salvatoare pentru rană. Nu! Nu există aceste lucruri. Soluția de salvatoare pentru noi este și va rămâne lucratul pământului, rodul acestuia, prin ceea ce știm fiecare dintre noi, cultivându-l și, evident, folosind apoi în hrană ceea ce am putut. Ni se spune că suntem prea mulți pe această planetă. Ni se spune că suntem prea mulți și că asta este direcția cu insectele. Nu. Direcția este să cultivăm terenul, direcția este să creștem animale, direcția să ne păstrăm tradițiile, direcția este să mâncăm ceea ce am mâncat dintotdeauna și să lăsăm greierii în plata, să lăsăm greierii acolo unde sunt ei și să nu-i punem pe farfurie. Creăm, pe de o parte, o stare așa de disconfort, vorbind despre greier. Căutăm prin aceasta să ne aducem aminte fiecare dintre noi ce înseamnă o insectă în momentul în care vezi o arunci de fie că se așează pe haina ta sau o vezi în... Nu vă temeți că vă îndepărtează, domnule ministru, pentru aceste declarații, că vă opuneți la urmă direcției... Nu e vorba de a mă opune cuiva, este vorba de a înțelege ce suntem noi ca oameni și în același timp să ne respectăm. Nu, da, dincolo de chestiunea asta spectaculoasă, domnule ministru, bună seara, Bogdan Chiriacu. Vă rog. Aveți chestiunea asta ridicată oarecum colateral de domnul Bistricianu cu soia modificată genetic. Acum, sigur, după cum știți, ea există în Statele Unite de jumătate de secol. În Europa, sigur, înțeleg că nu e permis lucrul acesta. Pe de altă parte, soia, dar aici și numai soia, și grâu, și nu sunt mai sănătoase decât cele americane, că noi dăm cu erbicide, cu o mulțime de substanțe toxice, tocmai ca să îndepărtăm dăunătorii, insectele. Ce părere aveți dumneavoastră de chestiunea asta, modificarea genetică a unor plante ca să se apere singure de insecte, așa cum se întâmplă în Statele Unite acum? Că de-aia au producții record, mult mai mari decât... Da, corect. Biotehnologia folosită de țările avansate nu este o noutate și n-a fost o noutate nici pentru noi, că și noi până de una zi am cultivat pe suprafețe, zic eu, destul de apreciabile soia modificată genetic, dar e cu totul diferit față de ceea ce gândim acum și ceea ce interpretăm în momentul acesta, spunând că pe farfurie noi să vedem greieri sau lăcuste sau vermi, fie și de făină, pentru că iată că acest sortiment al mâncării acum, în momentul acesta, se mărește și inventivitatea umană, iată că pătrunde în fel și chip, pătrunde prin promovarea ei, pătrunde prin multiplicarea ei, prin diferite forme și prezentare într-un mod așa, care să atragă... Domnule ministru, dar poate o să ne se impună și nouă să închidem ferme, să trecem la economia verde, cum se întâmplă în Olanda, ați văzut? Nu, acest lucru nu este posibil și nici nu se va întâmpla în România să închidem ferme în concurența aceasta a gusturilor năstruznice, înțelegând aici aceste prezentări la farfuria zilei, să zicem, ceea ce dumneavoastră spuneți și pe bună dreptate ne îngrozește pe fiecare dintre noi, pentru că ne gândim cum ai putea să lași o bucată de cărnat, o bucată de carne, să o lași în farfurie și să alegi ceea ce ți se spune astăzi că este... Poate nu va mai exista acea bucată de carne, domnule ministru, că despre asta... Poate nu va mai exista în viitorul apropiat acea bucată de carne dacă tot închide ferme în Europa. Va exista și trebuie să existe, pentru că alminteri nu se poate, omul nu poate să vă renunțe la tradițiile lui, la ceea ce a fost învățat și obișnuit de-a lungul existenței sale și odată, imediat așa, să trezească pe farfuria zilnică cu acest meniu pregătit,
în dorința de a se impune cât mai mult pe piață și să fie și o sursă de câștig pentru unii sau alții. Nu. Noi trebuie să vă rămânem în vadul acesta al înțelegerii că și am preocupări în așa fel încât să ne producem hrana, o producem prin întorsul brazdei, prin creșterea animalelor, prin ceea ce am fost obișnuiți. Nu o să înlocuim acum oul găinii cu știu ce, ce lăpustă pe sau vierme care să se înfășoare într-un înveliș așa, care să dea să pure ochii omului și din acest punct de vedere poți să te gândești că-l vei și alege. Ca e important ce ne spune și sperăm că așa va fi și cu siguranță, probabil cât timp sunteți dumneavoastră ministru, așa se va întâmpla. Pe de altă parte, am tot prezentat noi acele discuții, acele informații cu incendiile. Ultima informație, cele 700 de hectare arse din delta Telormanului. Am o secundă doar aici până treceți la incendii și îmi cer scuze față de domnul ministru. Da, spuneți, domnule Vișan. Domnule Bogdan Chirea, că am fost lămurit acum, am primit materialul care în acest moment se dezbate extrem de intens și lumea medicală este preocupată de faptul că chitina, repet, chitina poate avea efect cancerigen în cancerele gastrointestinale. Dacă dacă sunteți de acord, puteți să puneți deja în dat Bogdan materialul lui Bogdan și puteți să-l afișați și pentru Bogdan, domnul Bogdan Chireac. Domnul ministru, am o singură întrebare, scurtă, Gelu Vișanulesc. Există pericolul, da, Gelu, vă rog, cu mare drag și cu mare respect și știți că țin la dumneavoastră și o spun în mod public de fiecare dată. Există pericolul ca subvențiile, să rămână, există pericolul ca subvențiile din Uniunea Europeană să se îndrepte mai mult la un moment dat în această zonă decât subvenția pentru oaie, capră, nu știu, porc, vită și așa mai departe? Nu, no, este exclus. Exclus. Domnule este ministru. Exclus aceste lucruri și acolo de sunt alți puțin bani. Deci pentru insecte sunt alți bani, deocamdată, nu se ia de la porc și de la vacă. Da, domnule ministru, vreau să, pentru că nu avem foarte mult timp, vreau să discutăm și despre aceste incendii. Vă spuneam, primarul care a acuzat că acolo în delta Telormanului a fost mână criminală. Ați mai aflat ce se întâmplă? Care mai este situația? Am văzut culturi arse, ravagii făcute de aceste incendii. Ce ați mai aflat? Care sunt informațiile dumneavoastră? Sigur, n-aș putea să fac acum pe o apreciere exactă vis-a-vis de cauza acestor incendii. E adevărat că au fost mai multe decât alte dăți. Am înregistrat și noi la Ministerul Agriculturii pentru că este o preocupare permanentă să cunoaștem suprafețele care au fost afectate de aceste incendii, ridicându-se undeva la peste 3400 hectare. Evident că pot să interpretez cel puțin din poziția mea care ar fi de cauza și te duci mereu obiectiv gândindu-te că există în această perioadă de timp. Domnule ministru, iertați-mă, dar dincolo de aceste temperaturi, mă rog, suntem pe locul 2, am citit o statistică, 150.000 de hectare, dacă nu mă înșelam, acesta față de Franța, care are de vreo 3 ori mai puține, sau nu, care nu, sunt nu, datele? Eu nu știu aceste suprafețe, chiar m-am și interesat să văd de unde momentul în care am văzut la dumneavoastră și nu vă contrazic și nu vă pun la îndoială sursele pe care le aveți de a vă informa care este suprafața efectiv afectată de incendii. Însă am căutat și eu sursa acestor suprafețe, sau mai bine zis, am căutat de unde și ați putut înregistra aceste informații și nu le-am găsit originea. Motiv pentru care, repet, încă o dată, suprafețele pe care au fost afectate, sigur, vorbesc de suprafețele agricole și ele sunt în jur de 3.000, spuneam 3.415 hectare, sper să nu să reproduc, sau, mai bine zis, să spun exact suprafața. Am această memorie a cifrelor și nu mă înșel. Importante precizările noastre. De 150.000 hectare, nu știu de unde și ce ar însemna această suprafață, pentru că în afara suprafețelor agricole evident că există pădurile. Ori o asemenea suprafață
de care dumneavoastră spuneți, eu n-am cunoștință și din acest punct de vedere nici nu vreau să vă contrazic, dar în același timp nici nu doresc să confirm, pentru că spuneam, n-am avut această... Vom mai discuta, domnule ministru, cu siguranță și vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vreau să continuăm chiar acum cu alte informații de ultimă oră.